Acuzații șocante. Câinii fără stăpân au devenit o afacere profitabilă la Botoșani. Cel puțin asta susține un doctor botoșenean ce și-a strigat nemulțumirea pe un site de socializare. Elena Cardaș, medic la Spitalul Județean, susține că firma de ecarisaj, plătită de primăria Botoșani, să adune patrupedele fără stăpân de pe străzile orașului, se aprovizionează cu câini din comunele învecinate. Concret, aceștia s-ar folosi de intermediari cărora le oferă 25 de lei pentru fiecare animal capturat care ajunge la padoc. 0000704965 și numărul de 10573. Firma de ecarisaj contractată de primărie ar fi găsit o metodă la îndemână pentru a-și face norma de capturare pentru a putea încasa banii. Pentru a nu fi nevoit să caute patrupede pe străzile din Botoșani, angajații firmei ar cumpăra câinii de la anumite persoane din satele învecinate. Mai exact, aceștia au oameni de legătură cărora le oferă câte 25 de lei pentru fiecare animal, asta în condițiile în care primăria plătește 80 de lei pentru fiecare câine din padoc. Fapta oribilă a fost scoasă la iveală de un medic. Elena Cardaș are și dovezi în acest sens. Câinii ajunși la padoc au microcipuri, iar prin intermediul unui detector de codure a depistat comunele de unde provin patrupedele și numele stăpânului. Cei mai mulți câini au fost aduși cu zgardă, demonstrându-se astfel că au fost furați din curțile oamenilor. Pentru a demonstra că nu sunt doar acuzații nefondate, medicul botoșenean a apelat telefonic proprietarii patrupedelor care au confirmat povestea. Bună ziua, doamna Isaac! Da, da. Am o întrebare la dumneavoastră. V-ați pierdut cumva un cățel? Un ce? Un cățel maro? Da, da. L-ați pierdut sau vi s-a furat? Aveți idei? Eu cred că a fost furat. Am nu știu sigur. Dar de ce credeți că a fost furat? S-a mai furat câine în Ungureni sau? Da, s-a furat și s-a pus județe pentru a-i prinde. Și s-a pus județe pentru a-i prinde? Da, da. Dar cine-i prinde? Pentru ce se prindă? Îi duci în oraș la padocul și vinde. Patrupedele au fost aduse din Ungureni, Lipiceni, Tocileni. Elena Cardaș a postat imaginile pe un site de socializare, în speranță că autoritățile locale și poliția se vor autosesiza.